Bună ziua, mă numesc Octavian, am terminat recent cursurile de trading în compania Double Case. Sunt foarte mulțumit de nivelul și metodologie de predare, fiindcă am mai auzit din partea cuiva unei persoane care încerca să mă convingă să mă ocup cu tradingul și chiar am umblat la persoana aia vreo 2-3 lecții și să vă spun sincer, am încercat să compar metodologie de predare. Aici e mult mai puternică și vreau să vă spun că în grupă aveam și o doamnă care a venit din Rusia vreo 20 de ani în urmă. A umblat și dânsă la niște cursuri de trading și zice, da, metodologia e foarte bună, nivelul de predare e la un nivel foarte înalt și ea atunci nu s-a hotărât să înceapă să tranzacționeze, aici a luat decizia asta. Tematica tradingului și a burselor și a hârtiilor de valoare m-a interesat de demult. Dar, mă rog, pur și simplu m-a interesat nu mai mult și m-a invitat o persoană la lecțiile teoretice. Și eu am înțeles la lecțiile teoretice, aici se fac 4 lecții teoretice, fără a începe cursurile ca atare, așa un fel de lecții de prezentare. Și atunci am hotărât, da, asta e domeniul pe care eu vreau să-l încerc. Cel puțin să-l încerc. Ca atare, economia îmi place, de asta tradingul e foarte aproape de economie. Practic, asta e economia. Ca profesie, e o profesie cu care te poți ocupa part-time, adică poți să frecventezi serviciul tău și în afară de serviciu, să încerci, după ce treci cursurile sunt de 4 săptămâni, practic o lună, poți să încerci. Și dacă vezi că îți iese, sigur, ți se dă un cont demo, adică nu cu bani reali. Dacă vezi că ești în stare să câștigi, e poți abandona profesia de bază. Dacă nu câștigi chiar atât de mult, pentru mine asta e foarte important, nu abandonezi. Poți lucra acasă, poți câștiga bine, ești om liber. Asta, de exemplu, pentru mine e foarte important să fiu om liber, freelancer. Asta, mă rog, preferințele mele. Să nu am nici șef și nici subaltern. Știți, vreau să vă spun că toți profesorii vă vor spune că 80% din câștig se face în baza analizei tehnice. Vreau să vă spun un lucru. Eu mă uit numai la grafic. Nu mă interesează prețurile, etc. Pentru cei care vor face lecțiile practice și vor deschide tranzacții, se vor convinge. Pe mine nu mă interesează prețul. Analiza tehnică, pentru mine, nu include analiza prețurilor. Sunt alte domenii care sunt legate de prețuri, de starea economiei, dar eu aș zice așa, 3/4 nu depind de analiza stării economiei, etc. 3/4 din deciziile luați în baza analizei tehnice. Cel puțin asta e părerea mea. Nu credeam când ne spuneau la lecții că așa e, dar asta e. Cel puțin și eu și colegii s-au convins de acest lucru. Știți, eu am anumite principii. Nu costă, vă costă numai timpul, veniți și cel puțin informați-vă.
Deciziile le veți lua pe urmă după ce veți primi informația. Sunt numai 4 lecții. O săptămână, aproape o săptămână. Veniți și informați-vă. Pe urmă, dacă luați decizia să continuați, e foarte ieftin cursul. Cursul e foarte ieftin, da. 4 săptămâni veți umbla, dar veți primi încă o profesie, o profesie bine, eu aș zice că bine remunerată, care practic nu are plafonul de sus al câștigului. Cu cât mai multe cunoști, cu atât mai multe posibilități vei avea în viață. Eu am văzut copii de 14 ani care veneau la aceste cursuri. Tata aducea o fetiță de 14 ani zi de zi din Hâncești la aceste cursuri și o aștepta. În grupa noastră era un băiețel de 14 ani. Apropo, cred că era cel mai puternic. Și cred că din cauza că știa foarte bine computerul, dar de fapt știa și o mulțime de informații despre companiile de top americane, informații care, mă rog, noi nu o cunoșteam. Băiatul se interesa. Veniți numai decât în cel mai rău caz, da, o lună veți umbla la lecții. Eu am în vedere cu tot cu cele practice, iar costă ele extrem de ieftin pentru cunoștințele și pentru șansele pe care le veți primi.